Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Un Bun. Săptămâna aceasta v-am promis încă de săptămâna trecută că vom discuta despre formarea statelor medievale românești. Luni am vorbit despre Transilvania, marți despre Țara Românească, culminând cu Basarab I, întemeietorul, cu cel care l-a învins pe regele Ungariei la Posada, valorile noastre. Astăzi vom vorbi de Moldova. Formarea statului medieval Moldova. Întemeierea lui. Vreau să fac și paralelele necesare cu lumea de astăzi, cu toate că, pentru înțelegere, nu pentru că ar fi o similitudine. Moldova. Zonă liberă, organizată în obște sătești, organizată în mici țărișoare, la fel cum am povestit în nimic diferit în organizare ca cea din Ardeal sau cea din Țara Românească. Exact cum erau voievodatele lui Gelu Glad și Menu Murut, așa erau și cnezatele și voievodatele lui Litovoi, lui Seneslau, lui Ioan și Farcaș în Țara Românească. La fel erau și Țara Berladnicilor, Țara Bolohovenilor, Codrii Cosminului, Câmpului Dragoș, ocoalele de la Câmpul Lung și din Vrancea. Zone stăpânite de români, români locuitori acestor ținuturi, numai că ceva, o instituție centrală, nu se profilase încă. Erau țărișoare mici, grupate. Regele Ungariei aș avea de apărat interesele. Am vorbit emisiunea trecută despre ordinele cavalerești. Când a văzut că nu poate cu ajutorul ordinilor cavalerești, pentru că v-am povestit într-o emisiune trecută și v-am mai povestit și în alte emisiuni despre cavaleri, ordinele acestea cavalerești aveau putere mare, armată importantă, oameni capabili să gestioneze războaie, mândrii de neoprit, aș face paralela cu corporațiile de astăzi. Bani, armate, nu te poți pune cu ele. Dar am făcut doar o paralelă ca să vedem cam cum erau în epocă când auzeai de cavaleri templieri și de wow, deci putere. Bani, armată, putere, influență. Dacă regele Franței a fost destul de chibzuit și destul de viclean de a putut folosi influența cavalerilor templieri și apoi să-i poată stârpi, să-i poată distruge, regele Ungariei, nefiind un stat ca Franța, Ungaria, i-a chemat aici, în Țara Bârsei, în zona Brașovului, le-a dat posibilitatea să își fondeze castre, zone întărite, le-a spus să nu le facă din piatră, pentru că la rândul lui ce a spus, dacă ăștia își fac din piatră, nu le pot recuceri, nu le pot aduce sub ascultare. Le faceți din lemn. Cavalerii teutoni, deci cavaleri teutoni, erau de limbă germană. Catolici, ascultau de papă, singurul lor argument suprem, era ascultarea de papă, nu de regi. Au venit în Transilvania, au construit câteva cetăți întărite din piatră. Și deja se uitau de jur împrejur, au văzut o țară frumoasă, apărată de munți, ușor de apărat, o limbă comună, limba română de începuturi, un popor
ascultător bun și a spus, băi, noi ne putem înstăpâni aici. A deranjat pe regele Ungariei, a început o luptă între ei, întâi o luptă diplomatică prin depeșe, pe hârtii trimise către papă, până când chiar a fost o luptă efectivă, dar după o luptă de uzură întâi, cavalerii templieri chiar au fost învinși de regele maghiar, și, dar nu toți, nu toată armata sa, ci un grup de armată, un grup important din armata lor a fost învins de regele maghiar. Acesta s-a folosit de influență, de scrisori, de diplomație, de război acela zonal, câștigarea acelei bătălii zonale, și papa i-a trimis pe cavalerii teutoni în zona Boemiei și Moraviei să le creștineze, fiind Boemia și Moravia, fiind creștinate înainte de Ortodox și de Metodiu și Chiril, și acum trebuiau catolicizate. Regele Ungariei, scăpând de ei, avea în față Imperiul Mongol. Avea în față pe tătari, pe cei care își formaseră la nordul Mării Negre Hanatul Hoardei de Aur. Și în continuare jefuiau. Dacă nu au putut face apărarea cu ajutorul templierilor, cu ajutorul teutonilor, mă iertați, trebuia cumva să-și asume că papa a spus, bine, eu îi mut pe ăștia de acolo, pe teutoni, în Boemia și Moravia. Dar tu te poți descurca cu tătarii să nu ajungă până la Roma. Și regele Ungariei și-a asumat aceasta, să poată apăra zona aceasta de continent, sud-estul Europei. Și în Țara Românească a trimis un nobil, sau deznaționalizat cumva, n-a vrut să treacă la catolicism, ce a spus, te duci și formezi o marcă în Țara Românească. Cât a fost trimis de regele Ungariei, cât a fugit el de prigoana catolică, cum ar fi, Negru Vodă a venit și a întemeiat Țara Românească pentru începuturi, mai apoi Basarab I fiind adevăratul întemeietor. Dar ați văzut românii. Când a venit Carol Robert de Anjou, a primit-o cu pretenții mult mai mari și cu armată, a primit răspunsul cuvenit la Posada, rămânând foarte multe capete nobiliare maghiare pe câmpul de luptă. Luându-și cumva papara și luându-și lecția, alt rege maghiar, Ludovic I de Anjou, la jumătatea secolului al XIV-lea, a trimis o familie din Maramureș, Dragoș, să facă o marcă, deci un stat tampon micuț, în zona vorbitorilor de limbă română din Moldova, din actuala Moldova. Astfel încât, în 1000, pe la sfârșit de secol 14, mijloc secol 14, sfârșit de secol 14, Dragoș întemeiază pe Valea Moldovei o mică țărișoară numită Moldova. Pe Valea Râului Moldovei o mică țărișoară numită Moldova. Era așa în zona de nord a Moldovei. Numai că la 1539 o altă familie, Bogdan, cu altă descendență din zona Maramureșului, a intrat în conflict cu regele Ludovic al Ungariei, trece munții, satele bogdăneștilor fiind pârjolite de armata maghiară, el trece munții, intră în conflict și cu
urmașii lui Dragoș cu Drăgoșești, pe care îi învinge. Și are loc un al doilea descălecată în Moldova. Deci, dacă în temerea țării românești s-a făcut prin descălecatul Negru Vodă, în temerea Moldovei se face prin două descălecate. Descălecatul lui Dragoș și descălecatul lui Bogdan. La 1539 el trece, cum am spus, din Maramureș în Moldova, cea lui Dragoș, îi învinge pe urmașii lui Dragoș și întemeiază astfel Moldova, dar o Moldova independentă față de regele maghiar. Reușește această independență cam până în 1365. Cronicile nu spun cum și ce fel. Consolidarea statului s-a făcut prin urmașii lui Bogdan, prin Lațcu și frații Mușat, Petru și Roman. Astfel încât Roman Mușat se poate lăuda în scrierile sale, în documentele sale de epocă, că este domn al toată țara Moldovei, de la munți și până la mare. Deci cumva Roman Mușat a ajuns până la Marea Neagră cu stăpânirea. Deci, dragii mei, întemeierea țărilor românești s-a făcut prin limbă comună, dar nu fără vărsare de sânge. Atât în Transilvania s-a făcut prin vărsare de sânge, prin jertfa lui Gelu, cel puțin, care îl știm din legende, că a murit cu săgeata otrăvită în coapsă și dând blestem asupra celor care au cucerit cetatea lui, că se va scula mereu și se va ridica. Întemeierea țării românești, încă de la începuturi, prin scuturarea jugului așa de către Litovoi, ușor, ușor, apoi prin Negru Vodă, dar culminând cu Basarab I, întemeietorul, prin lupta de la Posada, prin care a stopat pretențiile suzeranului. Și culminând și aici, în Moldova, prin lupta aceasta a lui Dragoș, dar mai apoi prin lupta lui Bogdan, care și-a pierdut posesiunile din Maramureș, dar care a reușit prin el și prin urmașii săi să întemeieze un stat Moldova, de multe ori cu sabia, cu sabia pentru cei care nu aveau supunere, pentru cei care nu priveau că a fi uniți, prin faptul că a fi uniți, înseamnă putere. Sunt niște versuri dintr-o urătură pe care o știu de la tata, el de la tatăl său, deci de la bunici. El cu gheoaga și cu vorba a întemeiat Moldova. Embleme statale, dacă vorbim un pic de heraldică, le au țările române extracarpatice. Dar asta doar pentru că țările române extracarpatice au avut o elită nobiliară care a purtat o titulatură de domn. Vom vorbi într-o emisiune viitoare despre aceste titulaturi, pentru că erau puțin diferite de titulaturile regilor vremii. Noi, având o credință ortodoxă și nu una catolică, altfel
altfel priveam felul de a fi urmaș al lui Hristos pe acest pământ. Dar noi am fost apărătorii credinței. Dintr-un începuturi, de când vorbeam de săptămâna trecută despre etnogeneza românească, noi, toți locuitorii provinciilor românești, țărilor române, atât din Transilvania, cât și din Țara Românească și Moldova, am fost luptători pentru credința creștină ortodoxă. Chiar dacă vremelnic, chiar dacă elita și nobilii, factorii politici, nobiliari și de decizie din Transilvania au fost catolici sau au avut altă credință. Poporul ardelean, poporul român din Ardeal a fost ortodox și a luptat pentru credința ortodoxă și la un moment dat când a fost angrenat în luptă mai târziu, vom vorbi în emisiunile viitoare, de exemplu de Iancu de Hunedoara, când a fost angrenat poporul să lupte împotriva păgânilor, împotriva otomanilor, poporul a luptat pentru credința creștină, sub standardul unei cruciade. Noi, domnii țării românești, domnii Moldovei, au luptat și sub standardul cruciadelor. Vom vorbi în emisiunile viitoare despre Mircea cel Bătrân, care a luptat la Nicopole, care a fost purtător de drapel creștin, purtător de cruce. Dacă ne uităm pe picturile de la Cozia, vedem în semnele heraldice bizantine pe hainele lui Mircea. Toate aceste trei țări, prin lupta lor împotriva tătarilor care nu erau creștini, deci erau păgânci aceștia, nu numai că se luptau să-și apere grânele și ogoarele, se luptau și pentru asta. Era o luptă pentru credință, pentru valori sufletești. În Evul Mediu, lupta pentru credință era primordială față de lupta pentru valori materiale și bunăstare. De aceea, chiar și în apusul catolic, mulți regi, ar fi regele Angliei, sau, care au pornit cruciade, și-au lăsat palate, și-au lăsat moșii și s-au dus să lupte pentru Țara Sfântă, pentru credință. Asta era primordial, asta era valoarea în Evul Mediu. Englezii spun așa, se cere vorbitor de limba engleză, Dark Age, Evul Mediu întunecat, epoca întunecată, dar nu era nicio epocă întunecată în vremuri. Dimpotrivă, lumea nu considera că atunci era întuneric, ci luminarea se făcea prin carte. Bineînțeles, exponentul cărții, cel care factorul de decizie în tipărirea și multiplicarea și aducerea cărții către popor și informațiilor cărții de către popor era biserica. Era biserica. Ea era lumina. Ea era luminătoare. Ea era farul. Crucea lui Hristos. Și pentru cei care mergem la biserică și aflăm din predicile preotului de pe Solee, din fața altarului,
Aflăm multe din valorile noastre încă de atunci. Se păstrează așa ca într-un fir roșu, din predică în predică. Valoarea sufletească importantă. Că să știți, important e și trupul, și telefonul, și laptopul, și tot ceea ce e material. Dar degeaba le avem pe acestea dacă ne-am pierdut sufletul. Ori oamenii în evul mediu erau mai conștienți asupra sufletului decât asupra trupului. Probabil și prigoanele, probabil și încercările erau mai mari. Dacă ne uităm la români, dacă ne uităm la moldoveni, moldovenii noștri de aici, românii noștri din Moldova, dacă ne uităm la românii din țara românească, la românii din Ardeal, ce încercări au avut și și-au construit acele biserici în Ardeal, acele biserici din lemn înalte, în care femeile, bătrânii, copiii stăteau în biserică, bărbații stăteau afară, în picioare. Că vocea lui Dumnezeu, slujba lui Dumnezeu, rugăciunea lui Dumnezeu se ascultă în picioare. Diferență clară dintre o biserică catolică sau protestantă și o biserică ortodoxă este că biserica ortodoxă are doar niște scaune pe margine. Nu are bănci în interior. Pe margine, bătrânii stau, dacă nu pot sta în picioare, că-s bătrâni, stau acolo în stranele lor. Ceilalți îl ascultă pe Dumnezeu în picioare, că drept trebuie să fie ca și Hristos pe cruce, sau în genunchi. Pentru că dacă stai în fața lui Dumnezeu în genunchi, nu îngenunchezi în fața nimănui. Hai să luăm puțină pauză de publicitate. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai 3 motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape 2 decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fierbeton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european.
Pentru a beneficia de serviciile APA Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul APA Vital. APA Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine a revenit în emisiune, dragii mei telespectatori! De-a lungul acestor trei emisiuni am vorbit despre întemeierea statelor medievale românești. Foarte important subiectul, se vede continuitatea acestui popor, continuitatea de credință. Am încercat în emisiunea asta, spre sfârșitul ei, să vă aduc în epocă, în mentalitatea, în gândirea epocii. Ce putem trage concluzie? Că autonomiile locale românești au contribuit la întemeierea structurilor statale și a statelor medievale românești, Moldova și Țara Românească, prin contribuția și elementului din Transilvania, a elementului autonom românesc din Transilvania. Din Moldova am vorbit în misiunea aceasta că elementul autonom a românilor care nu vreau să fie catolicizați cu forța, dar vreau să-și păstreze rangul nobiliar și credința. Familiile Drăgoșești și familiile Bogdănești, Dragoș și Bogdan, au intrat în Moldova, contribuind la formarea statului medieval Moldova, iar familia Negru Vodă, din Țara Făgărașului, în Țara Românească. A intrat în zona de pe Valea Argeșului, unde nu era o vasalitate față de regele ungar prea proeminentă și a căutat locul acea familie Negru Vodă din Țara Făgărașului. Deci, autonomiile locale românești împreună cu elementul autonom român din Transilvania, folosindu-ne de frica regelui Ungariei vis-a-vis de tătari și voia întemeierea două mărci, bine, sub ascultarea lui, bineînțeles, care să estompeze cumva o expansiune, o eventuală expansiune otomană din sud și o expansiune mongolă din est. Ne-am folosit de aceasta întemeindu-ne și întărindu-ne pe noi. Să avem și astăzi, generația noastră, această înțelepciune de a sesiza și de a reuși să vedem conflictele între mari, să sesizăm bine și să vedem conflictele între marii zilei, între Occident, Orient, Islam, și să ne poziționăm, să ne întărim, că pentru noi ne întărim, folosindu-ne de această suzeranitate și vasalitate, mentalitate care s-a păstrat până astăzi, cu toate că astăzi spunem că totul este pe picior de egalitate între toate documentele care se semnează, sunt pe picior de egalitate într-un stat mic și unul mare. Nu prea este așa. Așa, din vorbă, pe hârtie, hârtia suportă orice, da, este o egalitate. Dreptul internațional spune, da, este o egalitate. Dar, practic, firea umană arată că nu. Cel puternic își va impune legea. Noi trebuie să știm de partea cui celui puternic stăm. Și să ne păstrăm valorile noastre conservatoare, tradiție, familie, credință, limbă. Astea sunt importante. Bineînțeles, trebuie să luptăm împotriva hoției.
cu toate armele. O seară frumoasă vă doresc, dragii mei, să cerem la Dumnezeu multă, multă înțelepciune și pace. În rest, totul vine de la sine. O seară frumoasă, la revedere!